dulce casă. Stai, ce caut asta aici? Mă rog. Vreau îmbunătățirea bananei, te rog. Wow, spectaculoasă! Oh, da. Vreau să încerc și eu. Pot să încerc? Așa. Frate, deci ce-am primit? Oh, nicio bijuterie? E ok, nu merit. Doamne, ce zi tristă pentru tine! Ești atât de sărac! Ce? Wow! Ce loc e ăsta? Super! Blea! Hei! Nu tu, eu prima! Okay. Wow! E atât de frumoasă! O ramă perfectă pentru fața mea, nu crezi? Așa, acum e mult mai bine! Wow! Știu, e o capodoperă dulce și e doar a mea! Oh, wow! Îmi dai și mie? O să-mi ridic cloșul! Am dat lovitura! Vezi? Ce? E tare ca piatra! Ce? Stai puțin! E nevoie de un pic de efort! Frumos! Mersi, gogoașă, tare ca piatra! Super! Chestia asta chiar funcționează! Bun! Pot să încep eu? Okay. Oh, noroc! Ridică-ți și tu cloșul! Bine! Să facem! E foarte multă gheață! Fără băutură? Ce? E atât de amuzant! Uscat ca un deșert! Da, pur și simplu inacceptabil! Acum! Aici! Oh, exact ce aveam nevoie! Wow, ce nebunie! Ok, am ceva de lucru și ingredientul meu secret trebuie să fie aurul! Uite ce frumos este! Am nevoie doar de un strop! Dar eu nu mă încurc cu un strop, totul sau nimic! Minunat! Și sucul meu preferat! Sfâr, sfâr! Ce strălucire! E ca și cum ar fi artă de băut! Wow! Rămâne un singur lucru de făcut! Până la fund! E ceva spectaculos! Amazing! Noroc mie! Nu se poate! Trebuie să ridic ștacheta! Huh? Cine este? Alo? Trebuie să mă mișc rapid! Am nevoie doar de câteva paie lungi! Le bag unul în altul! E timpul să iau o guriță! Chiar e bună băutura asta! Wow! Mai vreau, te rog! Nu mă mai satur de chestia asta! Nu e nimeni la telefon! Mă rog, unde-i băutura mea? Tu? Ha? Se pare că ai nevoie de un șervețel! Oh! Nu, nu eu! Aproape că scăpasem neprins! Și de asta mi-e frică de câini! Și eu... Oh! O altă farfurie? Cine-i primul? Ha! Hârtie bate piatra! Eu sunt prima! Wow! Ce destruguri de aur! Sper că sunt suculenți! Oh, bun! Suculenți și super dulce! Oh, frumoase buze! Ha? Buzele mele! Ce mult praf de aur! Aș putea să-l folosesc la ceva! Oricând mi-ar prinde bine mai multă sclipire! Niciodată nu e prea multă! Corect! Știu, arăt fabulos! Nu! Doamne! Bine, rămân cu farfuria mea! Gă! Ce de insecte! Nu pot mânca acești struguri acum! Ce scârbos! Știu! Insectele astea nu pot distruge viața! Mă ocup personal de situația asta! Super sărată! Intrați acolo! Vai, câtă mizerie! Acum sunt curați! Și fără insecte! Bine că ai rezolvat! Vrei un strugură de-al meu? Nu, îi mănânc pe-ai mei! E deja dimineață! Ce somn bun! Nu ratați nicio zonă! Cu ce să mă îmbrac? Nu am prea multe variante! Wow, ia uite! Ce e chestia asta?
Există un singur mod de a afla. O să pun în bol. O lingură de aur? Cred că e o greșeală. Adică e o glumă, nu? Ce se întâmplă? Tu ce cauți aici? Se întâmplă ceva! Poftim? Sunt foarte derutată! E super! Wow! Pot să fiu eu prima? Stai! Vreau să fiu eu prima! Pot să iei tu asta! E strălucitoare! Să vedem ce-am primit! E dezamăgitor! E doar o chiflă obișnuită! Monedă de aur! Ce dor mi-a fost de tine! Am plătit o monedă de aur pentru asta, dar mi-a venit o idee! Hei, era mea! Am mai multă nevoie ca tine! O să rad moneda peste chiflă! Îi confer o glazură minunată de aur! Arată bine! Serios? N-am cerut o garnitură de muci? Ups! Scuze! Îmi pare rău! Cât de jenant! E distrus! Stai puțin! Știu ce să fac! Mai întâi trebuie să scriu o scrisoare! Cui scrii? E o scrisoare de dragoste? Acum trebuie să o expediez! Ce scrie? O să trimit prin poșta aeriană! Și s-a dus! Ok, presupun că trebuie să mă uit și eu! Wow! Uite ce de ingrediente! Ce multe sunt! Trebuie să fac eu burgerul? Arată bine! În fine, o să încerc! Nu sunt cea mai pricepută bucătăreasă! De obicei am oameni care fac asta pentru mine! Să începem! E mai dificil decât pare, dar măcar o fac! Ce e? Mă ocup! Trebuie să fiu rapid! Mă urmărește poliția! Ce-i face acelui castravete? Ce serviciu bun! E util ăsta! Dar mai am nevoie de ajutor! Bună! Ne-ai chemat? Vreau să faceți așa ceva! Mi se pare corect! E bine să ai mereu pe altcineva care să facă munca grea! Ce faci? Stai așa! Ai niște omuleți care lucrează pentru tine? O nouă zi, un nou bănuț! Știi că trebuie să faci tu burgerul? Pare prea dificil! Nu e corect! Stai puțin, mi-a venit o idee! Ai venit! Ce mai faci, micuțele? Am nevoie de ajutorul tău! Trebuie să fac așa ceva! Crezi că te descurci? Măgâtilă! Ok, fă-ți treaba! Wow, te pricepi! Să începem! Wow, arată mult mai bine! Se pare că am un talent născut! Poftim! Cred că m-a exersat! E o muncă grea! O să dorm bine la noapte! Arată bine! Și încă n-ai văzut nimic! Ce urmează? Roșia! O să fie ușor! A fost impresionant! Acum trebuie să o carbonizăm! Pot să folosesc lampa asta! O să-i dau o culoare frumoasă! Ce bine miroase! Aș putea să o mănânc chiar acum, dar trebuie să mă abțin! Roșia va fi chifla mea! Cred că ajunge! Acum trebuie să asamblez burgerul! O să încep cu salata! Apoi o să adaug brânza! Să nu uit de castravete! Cealaltă felie de roșie poate să vină deasupra! Gata! Arată delicios! Ce mai face Jasmine? Wow, ce treabă grozavă! Mulțumesc, apreciez! Wow, un burger din aur! Moneda asta e pentru voi! O meritați! Auci! Dinții mei! Cred că a fost o greșeală! De ce nu m-am gândit la asta? Mai pățit și eu asta! Gustă burgerul meu! Serios? Ce drăguț! Știu! Eu o să mănânc niște castravete în schimb! Hai să facem împreună! Start! A luat pentru clătite? Wow! O să iasă ceva delicios! Și eu am primit o pungă de făină! Ce mai așteptăm? Am nevoie de niște lapte! Trebuie să ai lapte? Da, normal! Eu o să folosesc apă! Sigur vor fi la fel de gustoase! Sunt o rebelă! Amintește-mi să nu le mănânc pe ale tale! O să am nevoie și de ouă! Da! Stai să văd ce am! Un ou proaspăt! Opa! Am vrut să se întâmple asta! Și am nevoie de un bol în care să amestec totul! De parcă ar fi ceva special!
N-am nimic. Ah, cui trebuie un bol? O să facem mizerie. Mă apuc de treabă. Nu-mi vine să cred că sunt invidioasă pe un bol. Stai, poate că totuși reușesc să fac clătite. O să folosesc funga. O să sparg oul în ea, apoi torn apa. Acum pot să sigilez. Și să o agit. La ce mă uit? Eu o să folosesc un tel. Așa o să devină aerată și pufoase. E distractiv! Mă bucur că nu sunt eu în situația aia. E timpul pentru ingredientul meu secret. O să adaug câteva picături de colorant alimentar. Cred că am pus destul. Acum amestec tot. O să arate incredibil. Ce zici? E ok, dacă-ți place așa ceva. O să torn niște mici picături. Clătitele astea o să fie atât de drăguțe. Trebuie să fiu rapidă. Nu vreau să se ardă. E timpul să le întorc. Ce multe sunt! Dar arată bine. Oh, așa deci. O să folosesc sticla asta. E mai ușor de manevrat. O să fac o clătită în formă de inimă. Acum o să umplu. Culoarea arată grozav. E atât de roșie. Aproape am terminat. Acum aștept să se gătească. Pot să o întorc. Wow! E perfectă! Abia aștept să o gust. Sunt sigură că e delicioasă. Un morman de clătite savuroase. Chiar arată bine. Dar și clătitele mele micuțe sunt la fel de bune. O să le pun în pahar. Gata! Am terminat! Cred că evident cine a câștigat. Hai să le gustăm! Ce bune sunt! La fel și astea. Sunt micuțe și haioase. Mai vreau! Wow, ador banii! Pe ce se cheltuiesc? Wow, ia uite! E un alt preparat! Am primit paste uscate! Super! Wow, ador spaghetele! Ce să fac cu ele? Atât de multe variante! Serios? N-am mai gătit paste în viața mea! Știu, am nevoie de apa asta! Și apoi ce? Așteaptă și o să afli. O să torn apa în castron. Vreau să înmoi pastele. Încă un pic. Cred că ajunge. Ok, te las să-ți vezi de treabă. Eu am primit... e și o hartă. Nu mă așteptam la asta. Stai, e o harta comorii. X marchează locul. Lucrurile au devenit mai interesante. Hei, Jasmine! Oh? Cât durează până să gătesc? Cred că o să aștepți o vreme. În fine, am treabă. E timpul să plec în explorare. Cred că am tot ce-mi trebuie. Hai să găsim comoara aia. Pa! Da, sigur. Credeam că o să fie mai rapidă treaba. Sunt defecte pastele. Ce să fac? Stai puțin, Wendy a plecat. Nu mai trebuie să gătesc. Alo, vreau să plasez o comandă. E urgentă. Acuș, sosește un preparat delicios. De ce să mă mai chinui să gătesc? Vin acum! O să înapoiez bicicleta, promit! Ar fi trebuit să iau avionul. Ușurel! Cred că ăsta e drumul bun. Dar unde e? Oh, ăla era un șef italian? Cine acolo? Poftim? Ah, bună! Mă poți ajuta? Acolo! Mersi! Îmi place osul tău! Pare drăguță! Cred că ăsta e locul! Am găsit-o! Am găsit comoara! Oare ce-o fi înăuntru? Acum! Sper să nu fie o capcană! Vai! Nu pot să cred! Sunt tăieței pentru ramen! Ce frumoși sunt! Wow! Hei! Ia uite ce-am eu! Ce e chestia aia? Ia uite! Pun tăieței pentru ramen în bol! Acum am nevoie de apă clocotită! Nu pricep! Torn apa peste tăieței! Uite așa! E atât de simplu! Dar n-am terminat! Acopăr bolul cu cloșul ăsta! Și acum așteptăm! Ta-da! Tăieței minunați și moi! M-am emoționat! Dar pastele mele o să fie mai bune! E cel mai plăcut miros din lume! De ce durează atât de mult? Voilà! Pastele dumneavoastră, doamnă! E un preparat delicios cu... insecte? Am o explicație! E o glumă? Hei! Mâncarea mea e distrusă! Uită-te la ea!
Ce gusturi ciudate ai la mâncare! Ce e în regulă cu tine? Nu vreau să vorbesc despre asta! Ce scârbos arată! O să ai nevoie de asta! Super! Mersi! Bon appetit! Nu sunt nerăbdătoare să fac asta! Chiar mănânci așa ceva? Mmm, un deliciu! Bleh! Sunt crocante! Urăsc pastele astea! Ok, e doar un curs de gătit. Poți să faci... ușa... Scuze, stați să... Așa, ignorați-mă! Cred că am tot ce trebuie. Hai! Bună! Ingredientele dumneavoastră, doamnă? Eu, ce aia? Sunt chiar aici! E timpul pentru examenul de la cursul de gătit, sau, mai bine spus, competiția de gătit! Habar n-am de ce sunt aici! Bani? Doar atât? De parcă mi-ar păsa! Brânză? Ok, cred că mă pot descurca! Aha, știu! Norocul meu că am bețișoarele astea de la înghețată! Bagă bețișoarele de înghețată în bucata de brânză, apoi taie brânza în trei, uite așa! Înmoaie brânza în ou, apoi în făină! Și la final, în pesmet! Scufundă bucata de brânză în ulei încins! Mișcă brânza cu grijă până când se rumenește! Ce bine arată! Acum să montăm farfuria! Chiar arată bine! Un pic de ajutor! Ups, scuze! Nu știu de ce te plătesc! Alo? Am nevoie de ajutorul tău! Poftim? Sunt în vacanță! Ah, de ce n-ai zis așa? Mă ocup! E timpul să mă apuc de treabă! Trebuie să mă îmbrac! Am șters-o de aici! Unde pleci? Revin curând! Nu ești maică mea? Îmi fac și eu griji, dar ok! Cât de palpitant! Ca pe vremuri! Hei, ea e? Da! Ok, o să fie simplu! Se pare că ești ocupată! Psst, dă-mi banii! Nu sunt ieftin! Doamne! Unde ți-e preparatul? Ce șec! Poftim? Nu vine să cred! Oh, brânza mea a dispărut! Ce creație culinară! Minunată! 10 cu felicitări! Pentru mine? Vai, mersi! Nu-i corect! Ghinionistă! 3, 2 și 1! Wow! Ce privire ai! Ok, hai să o facem împreună! Oh, pâine aurie! E simplă, dar cu un strop de imaginație aș putea să fac ceva! Oare ce să fac? Pâine prăjită? Nu, nici măcar nu știu să fac pâine prăjită! Nu te uita la mine! Bine! Ah, cred că mi-a venit o idee! S-ar putea să meargă! Pune pâinea pe folie de aluminiu, adaugă cașcaval și o altă felie de pâine! Împăturește folia de aluminiu! Ok, ce altceva? Ah, da, revin imediat! De ce mă mai deranjez? Unde e? Aha! Ignoră-mă! Eu doar împrumut fierul de călcat! Ce cârnat bun! Știam eu că am ketchup! Ce? Cârnatul meu! Hei, trezește-te! Te-am mai avertizat în legătură cu treaba asta? Nu sunt hoți de cârnați! Habar n-am ce să fac cu asta! Calci rufe? Trebuia să mă fi gândit și eu la asta! Bijuteriile mele, da! Desigur, doamnă! Trebuie să fac sport mai des! Hiu! Sunt toate atât de frumoase! O să arate grozav! O să-mi presar lanțurile astea pe pâine! Gătitul e distractiv! Niciodată nu ai prea mult aur! Asta e ideea ta de gătit? Ultima felie! Impresionant! Ah, sandwichul meu! Nu vreau să-l ard! Miroase atât de bine! Arată atât de banal! Oh, nu! Nu pot să-l ridic! E prea greu! Ok, doamnelor, prezentați-vă farfuriile! Oh, wow! 10 cu felicitări! În sfârșit! Și ce avem noi aici? Necomestibil! Eșec! N-ai pic de gust! Ești gata? Wow! Uite ce de bezele! Ah, una,
Doar atât primesc? Ce pot să fac cu asta? Fraiero! O să fie super! O să pun bezelele în aparatul de gofră. Închid capacul și-l pornesc. Și acum aștept. Ah, s-a întâmplat ceva? Până aici! Îți arăt eu ție! Am nevoie de cuptorul cu microunde. N-am nevoie de niciun echipament sofisticat. O să pun bezeaua în cuptorul cu microunde. Și-l pornesc. Na-na! Nu-ți miroase ceva? Oh, nu! E un dezastru! Oh, ce mizerie! Vai, nu-i corect! Ah, e gata! Wow, a crescut! E imensă! Ia uite! Wow, uimitor! Nu pot să cred că am ars bezelele! Știi că ai dat greș, nu? Scuze! Iar aia e magnifică! E gigantică, grozavă treabă! Oh, wow, mulțumesc! Bravo! Oare ce avem de data asta? Wow, un tort! Ce se întâmplă aici? Ok, o fac! O brioșă de ciocolată, grozav! Vreau să-l mănânc! Ah, am nevoie de poșeta mea! Ah, da! Mersi! Nu, n-am nevoie de asta! Cum de încap toate chestiile alea acolo? Unde e? Of, nu-l vreau pe ăsta! Tocmai ai aruncat un iPhone? Nu mă băga în seamă! Știu că am văzut-o mai devreme! Ah! Păpușica mea! O să arăți grozav în vârful tortului! Intră aici! Asta e ziua mea norocoasă! Wow, ce bine arată! Și acum un pic de culoare! O să pun chestia asta peste păpușa mea! Trebuie să torn glazura! Cu grijă, nu vreau să distrug nimic acum! E atât de interesant! Ești gata să fii impresionată? O să scot inelul! Wow, ia te uită! N-am terminat încă! Un pic de praf magic! Ta-da! E atât de frumos! Cum aș putea să concurez cu așa ceva? Ah, am o idee! Merită să încerc? O să pun glazura! Și o aranjez! Mai am nevoie de ceva? Prânzul? Nu, n-am nevoie de ăla. Chestia asta mă face să râd mereu. Ah, pot să folosesc ochii. O să-i pun pe prăjiturică. N-arată rău. Ce zici? Nici gând, e o glumă. Nu poți concura cu mine. Vai de mine, e uluitor tortul. O capodoperă. Meriți nota asta? Ura, sunt atât de mândră. Iar monstruozitatea aia e înfricoșătoare! Dă-i foc, te rog! Dar nu e chiar așa de rea, nu? Mie mi se pare că ești drăguță! După tine! Ouă aurii? Nu știu să gătesc un ou! Ce fac cu astea? Trebuie să fac eu totul? Încearcă asta! O, bună idee! Nici măcar eu nu pot să o dau în bară cu asta. Ok, o să sparg oul. Am făcut-o! Wow! Ia te uită! Vreau să încerc iar! O altă monedă de aur? Ar trebui să mănânc ouă mai des. Oare cum o fi? O să gust nițel. E nevoie de un pic de sare. Ajunge! E tot fad! Ce de sare! O să aibă un gust oribil! Ah, fraiera de mine! Ok, nu mă așteptam la așa ceva! Piersici? Iaurt? Ok, cred că știu ce trebuie să fac! Pune iaurtul pe o farfurie! Cred că ajunge! Apoi adaug o piersică! Un ou ochi sănătos!
ce să pun și niște felii de mere. O să fie un mic dejun minunat! În fine! Inventiv, ingenios și impresionant! Excelent! 10 cu felicitări! Da! Iar pentru tine... sunt dezamăgită. E un eșec. Așa, de ce am nevoie? Oh, ce drăguț e Jake! Îl iubesc atât de mult! Abia aștept să ne căsătorim la un moment dat! O să fim atât de fericiți! Ce tot faci acolo? Ciudată mai e! Oh, ce drăguț e Jake! Îl iubesc atât de mult! Abia aștept să ne căsătorim la un moment dat! O să fim atât de fericiți împreună! Stai! Ce caută ea aici? Stați, stați, stați! Nu vă mai bateți! Există o singură soluție pentru acest conflict! Ah, clar o să câștig eu! O să fie genial! Ok, hai să le deschidem în același timp! Ah, e carne pentru friptură! Nu-i chiar preferata mea? Poftim! Gătiți asta pentru mine, vă rog! Da! Ce bucată frumoasă de carne! O să o frăgezim ca să iasă minunat! Și acum vom folosi aparatul ăsta de făcut vafe! Exact! Chiar dacă nu facem vafe, vom lăsa carnea în aparat suficient timp cât să se gătească! Simți aroma asta uimitoare! Friptura va ieși extrem de delicioasă! Ce tare! Mi-am terminat de gătit carnea! Bun, acum să o decorez puțin! Așa, ce frumos arată! Sunt o bucătăreasă extraordinară! Ok, păi aș putea și eu să încerc aceeași metodă! Ce n-ai? Uite, cred că plouă cu fripturi! Ah, hai să o gătim! O să o înfig într-o țepușă de lemn! Cred că e gata! Au! Au! Frige! Ah, cred că e gata friptura? Ia uite, parcă ar fi o bucată de cărbune. Au dispărut fripturile. Aia arată cam rău. O vreau pe asta. O să tai o bucățică ca să o gust rapid. Friptura asta e absolut delicioasă. Am făcut-o special pentru tine, Jakey. Acum trebuie să o gust și pe asta. Miroase îngrozitor. Nu vreau să gust din ea. Ce jenă mie! Ai și motive? Vreau să încep eu prima! Wow! Un pui rotisat! Ce apetisant arată! Wow! Ah, scuze! Păi, ia să văd eu ce-am primit! Eu am primit un ou? Mult succes! Știu ce pot să fac! O să folosesc lingoul ăsta de aur! De fapt, mai am nevoie de încă unul! O să rad niște praf de aur deasupra! Da, am obținut un pui aurit! Arată uimitor! Nu prea ai cum să concurezi cu așa ceva! Ce pot să fac cu oul ăsta? Știu! Am nevoie de o lumânare! O să pun oul la loc în suport! Așa, acum trebuie să aprind lumânarea asta! La naiba, mi-am folosit deja singurul chibrit! Ok, bine, te ajut eu de data asta! Nu plec nicăieri fără bricheta asta aurită! Wow, ce frumoasă e! Mersi! O să-mi aprind lumânarea! Perfect! E fix ce-mi trebuie! Acum o să prind oul cu cleștele astea! Și apoi o să-l țin deasupra flăcării! Ce faci cu oul ăla? Arată dezgustător! S-a negrit complet! Gata, nu mai am nevoie de asta! Acum îl pun în pahar! Oh, uite, strălucește! Wow, e argintiu! Cum ai făcut asta? Nu mai contează! Oricum nu ți-ar fi ieșit fără ajutorul meu! Oh, au ajuns la Jake pentru jurizare! Interesant! O să încep cu puiul aurit! Wow, pare moale și bine făcut! E genial! Ce mult îmi place puiul la rotisor! Ce bine! Îi place! Sunt tare! Ok, acum o să gust oul ăsta argintiu! Arată chiar interesant! Abia aștept! Cred că trebuie lovit mai tare!
E crud! Nu e gătit absolut deloc! Ideea mea n-a funcționat deloc! Îmi place extrem de mult inelul meu! Nu te mai lăuda și ridică-ți capacul! Nu ai primit nimic! Succes la gătit! Uite! Am primit o pizza! Acum ai râs de mine? Ia să deschid cutia! E dita mai pizza cu pepperoni! Vai de mine! Sper să primesc și eu o pizza! Uite ce ai primit! Ce-s astea? Am nevoie de o lupă ca să văd ce am aici! O bucățică de brânză, un plat minuscul și feliuțe de pepperoni! Nu vine să cred! Succes cu mini-pizza aia! Acum trebuie să mă ocup de pizza mea! Ia să-mi deschid cutia cu bijuterii! O să încep cu lanțurile de aur! O să le pun peste pizza fix așa! Super! Deja arată bine! Mai pun și niște bijuterii și niște pietre prețioase! Și acum piesa de rezistență! Smaraldul ăsta uriaș! Evident, trebuie pus fix în mijloc! Wow! Ce de bijuterii! Bun, o să iau penseta asta și o să mă apuc de treabă! Ok, am așezat blatul minuscul de pizza! O să pun acest pepperoni deasupra! Cred că încap toate cele trei bucățele pe blat! Și asta e bucățica de brânză! Bine că am la mine o răzătoare minusculă! O să dau brânza pe răzătoare! Un pic de brânză ajunge pentru o pizza minusculă! Și mi-a mai rămas și mie puțin! Ia să vedem! Iese cumva soarele? Da! Uite soarele! Ce căldură face! O să-mi folosesc lupa! Împreună, lumina soarelui și lupa vor topi brânza! Ce frumos a topit brânza! Arată delicios! Dacă spui tu, tot o pizza minusculă rămâne! N-am terminat! Am și o cutiuță de pizza pentru ea! O să pun pizza în cutiuță și apoi o să-i pun capacul! Așa! Au plecat la jurizare la Jake! Super! Se pare că e timpul pentru pizza! O să încep cu asta mare! Are bijuterii pe ea! O să scap rapid de ele! Stai! Ce naiba e ăsta? Am înghițit dita mai lanțul de aur? Nu se mai termină! Pizza asta e dezastroasă! Nu! Nu i-a plăcut! Ok, ia să vedem cutiuța asta de pizza! E mică, nu glumă! Asta e! O să bag în gură pe toată odată! Wow! Pizza asta minusculă e absolut delicioasă! Da! Mică, dar fantastică! Mică, dar fantastică! Ok, hai să le ridicăm în același timp! Ce de bancnote și monede de aur! Ce mult ador banii! Ce bine miros! Eu cred că am primit niște dulceață! Distracție plăcută! Eu o să-mi folosesc banii primiți! Un tort întreg! Frumos! Eu ce pot să fac cu asta? Știu! Ia să văd câți bani am! Scuze, ce pot să cumpăr cu ăștia? Poftim! Ai nevoie de ei mai mult decât mine! Crede că ești prea săracă pentru a cumpăra ceva? Poftim! Ia ăsta! Bun, acum trebuie să-mi decorez tortul! O să încep cu bancnotele! O să încep prin a pune un strat de bancnote! Wow, ce de bani! Acum o să aranjez monedele de aur! Am o monedă în plus! N-am nevoie de ea! Și ultima bancnotă! Așa, gata! Mi-am terminat de decorat tortul! Ce-i drept, aș putea folosi felia asta de pâine prăjită! De parcă asta poate concura cu tortul meu! Mai vedem noi! Am și niște dulceață! Ce bine miroase! Ok, o să iau cuțitul ăsta și o să o întind pe pâinea prăjită! O să o acopăr uniform! Așa, ce bine arată felia asta de pâine prăjită! Vorbești serios? Nu ai cum să câștigi cu așa ceva! Ce-i ăsta? Ok, pare a fi un tort! Arată bine! O să iau o gură! Ce grețos! Nu vreau să mănânc hârtie! Nu, dispar de aici! Dar, cui nu-i plac banii? Serios? O felie de pâine prăjită? Asta-i tot? Asta e! Ia să o gust și să văd cum e!
Wow, sunt uimit! Ce felie de pâine prăjită delicioasă! Poftim? Nu e corect! E ora prânzului! Ce bine arată sandwich-ul ăsta! Oh, cine e? E momentul perfect să fac rost de un iubit nou! Ce drăguț e! Îmi miroase gura? Eh, merge! O să mă bag în seamă! Bună! Eu sunt Emma! Vrei să gusti din prânzul meu? Ah, păi nu refuz niciodată un sandwich! Pardon! Eu am un sandwich și mai bun pentru tine! Wow, ce de straturi! Arată extraordinar! Ce naiba? Eu m-am așezat aici prima! Cu mine vorbești? Oh, în niciun caz! Dispar din fața mea! Știți ce? Pare prea complicat! Stai puțin! Trebuie să termin de gătit asta! Hmm? Oh, nu se poate așa ceva! Am nevoie de puțină magie! Wow! Cum am ajuns aici? Ahem! Fiți atente la mine, vă rog! Mulțumesc pentru atenția acordată! O să începem o serie de provocări culinare! Hei, Annie! Hai să ridicăm capacul în același timp! Okay. Ce crezi că sunt astea? Nu mă prind! Da, nu știu! Și sunt goale! Stai! Cred că știu ce putem face cu ele! Dar trebuie să dau rapid un telefon! Ah, cred că mă sună cineva! O să răspund! Dar trebuie să desfac telefonul ăsta! Gata! Alo? Lapte de capră? Ah, sigur! Îți aduc imediat niște lapte! Trebuie doar să mulg o capră! Sigur trebuie să fac ceva de băut cu ăsta! Mă servește cineva? Perfect! Fix asta îmi trebuie pentru a câștiga! Bun, o să încep prin a turna sucul în shaker! Așa! Bun, am căput tot paharul! Acum vreau să adaug și bombonelele astea! Oh, ce colorate sunt! Să nu uit nici de bombonelele astea! Cred că băutura asta va fi una super specială! Pentru că e făcută de mine! Să nu uit să presar deasupra aur pudră! Apoi am nevoie de un ingredient secret! O monedă din aur! O să o adaug în băutură! Oare ajunge? Nu prea! O să le adaug pe toate! Gata! Cred că sunt suficiente! Acum o să-i pun capacul și o să-l agit bine! Emma, ce faci acolo? Ah, te scobești în nas! Atunci mai bine îl bag înapoi în nas! Ok, cred că l-am agitat suficient! Acum îl pot turna înapoi în pahar! Oh, ce frumos strălucește! E super drăguț! Domnișoară! Mulțumesc foarte mult! Oh, ce proaspăt e! Perfect! Acum îmi pot prepara băutura! Ia să vedem ce am pe aici! Super! Eram sigură că am niște ciocolată pe undeva! O să torn laptele ăsta cald peste ciocolată ca să se topească! Așa! Restul de ciocolată se va topi în shaker! Acum urmează partea cea mai interesantă! Agitatul! Ce distractiv e! Wow, ce sună genial! E perfect pentru o rundă de dans! Ok, cred că e suficient! Acum o să-l torn într-un pahar! Oh, ce bine arată ciocolata mea caldă! Gata! Ne-am terminat băuturile! Cine câștigă? Oh, bravo, fetelor! O să încep cu băutura asta aurie făcută de Annie! Și are bani în ea! Mersi! Pe ăsta-l păstrez eu! Acum o să gust băutura făcută de Emma! Îmi place mult ciocolata! E delicioasă! Are un gust proaspăt de ciocolată! Ați câștigat amândouă! Super! Am reușit! Adică... Vine să te strâng în brațe, Annie! Stai, Annie! Pot să încep eu, te rog? Bine, dacă vrei neapărat! Orez și pește crud! Ce-aș putea face cu astea? Oh, Huggy-Wuggy, ce drăguț ești! Vrei niște ciocolată? Adică treceți la treabă? Ok, o să mă apuc de treabă atunci! Cred că am o idee! Huggy-Wuggy e soluția! Uite-l! Bună, Huggy-Wuggy! Vino încoace! Vezi ingredientele astea? Mă ajut să creez ceva din ele? Te ocupi tu? În regulă! Dă-i drumul! Dacă se ocupă el, eu mă pot da cu ruj în timpul ăsta! Fiu, ce mult am muncit! Huggy-Wuggy a terminat deja! Wow! Ai făcut sushi în formă de Huggy-Wuggy! Au ieșit super! Mulțumesc foarte mult, Huggy-Wuggy! Bate palma! Ok, am orez și pește crud, deci trebuie să fac maki, adică rulouri de sushi, evident. N-a funcționat. Poate dacă aș... Nu, în niciun caz. O să folosesc niște scoci. O să suprapun colțurile și o să le lipesc cu scoci. Gata! Wow, nu-mi vine să cred că a făcut asta! Ați terminat deja? Oh,
Mi-ai făcut sushi în formă de Hagiwagi? Ce părere ai, Hagiwagi? Îi place? Stai puțin, Emma, asta e creația ta? Parcă ar fi un burrito aplatizat prins cu scotch. Hagiwagi, ce zici? Vai, nu-i place deloc. Sunt de acord. Scuze, Emma, sushi-ul tău nu respectă deloc standardele. Annie, câștigă sushi-ul tău inspirat de Hagiwagi. Da, ce-i drept, sushi-ul meu nu arată prea bine. Păi, runda trecută am început eu, deci acum poți fi tu prima. Oh, niște spaghete uscate. Oh, îmi plac la nebunie spaghetele. Ia să vedem ce avem noi pe aici. Ah, uite o oală, o să o iau înaintea lui Annie. Trebuie să umplu cu apă pentru a fierbe pastele. Stai, de ce nu curge nimic? Ce naiba? Ah, bine măcar că plouă afară. Poți să strâng așa niște apă. Ok, pare că e suficientă. Iu, m-am udat complet, dar măcar acum pot pune apa la fiert. O să adaug și spaghetele. O să iasă delicios. Spaghete uscate? N-am mai văzut așa ceva până acum. Poate sunt comestibile așa? Nu, nu sunt bune deloc. O să am nevoie de niște bani ca să rezolv problema asta. Mai exact, o să fac niște spaghete din bani. Primul pas e să tai bancnotele astea în fâșii subțiri. Ok, acum că le-am tăiat, trebuie să le ondulez. Așa, ce bine arată farfuria asta cu spaghete din bani. O să mai adaug niște praf de aur, ingredientul meu secret. Astea sunt spaghetele tale, Annie? Ce sunt mai exact? Nu arată deloc bine. Astea sunt pastele mele. Sunt făcute din spaghete adevărate. Dar cred că le pot face să arate și mai bine. O să adaug deasupra niște verdeață pentru decor. Perfect! Ok, am terminat de gătit spaghetele. Le verificați? Oh, ce rapid le-ați gătit! Ok, ia să vedem. Stai! Ce sunt ăștia? Sunt cumva bani tăiați fâșii? Ăștia nu sunt comestibili. Nu gustă așa ceva. Dar spaghetele astea arată bine. O să iau câteva în furculiță. Ia să vedem. Sunt fierte perfect. Au un gust excelent. Felicitări, Emma! Ai câștigat runda asta. Super! Am câștigat! Te-am bătut, Annie! Ești gata? 1, 2, 3! Oh, chifle pentru burgeri! Și am primit și un grill. O să-mi pun chifla pe grillul ăsta. Stai puțin, lasă-mi loc și mie. Serios? Vrei să ocupi tu tot spațiul? Da, da. Ia să văd ce avem prin frigider. Stai, ce-i ăla? Un păianjen? Ah! Ce mult durează? Ah! Ok, chifla mea e gata. Stai, ce face Emma acolo? A adus un coș de gunoi în bucătărie? Hei, Emma, chiflele sunt gata. Sunt ocupată, nu mă mai deranja. Asta e, nu-i treaba mea. Oh, brânză! Super, o să iasă perfect. O să iasă super, dar trebuie să-mi scot chiflele. Oh, nu, chiflele mele s-au ars. Nu, la naiba. Asta e, trebuie să mă descurc cu ce am. O jumătate de chiflă, niște brânză din gunoi și cealaltă bucată de chiflă deasupra. Ce n-ai? Emma, miroase îngrozitor! Îmi întorc burgerii. Oh, mi-ai și perfect. Se gătesc bine. Oh, am și eu nevoie de niște carne pentru chiflele mele. Hai, undițo, treci la treabă și prindem niște carne pentru burger. Ce naiba? Încotro se îndreaptă burgerul ăsta? Sunt genială. Hei, n-am spus că pot lua burgerul ăla. Dacă mă plătești pentru el. Îl iau cu mare plăcere. Nu o să spun nimănui, Annie. Mai vrei unul? Super! Rămâne secretul nostru. Și da, îi vreau pe toți. Perfect, acum pot face un burger și mai mare. O să adaug niște brânză, ceapă și, evident, altă bucată de carne. Mai sus și mai sus. Bun, acum ultima jumătate de chiflă. În regulă, vă rugăm să ne jurizați burgerii acum. Ia să vedem ce mi-ați făcut. Ăsta nu miroase deloc bine. Dar ăsta miroase absolut delicios. Vreau să iau o gură. Sigur o să fie bun. Oh, l-am făcut prea înalt. Nimeni nu câștigă runda asta. Nu vă dau niciun punct. Încep eu. Okay. Oh, brioșe cu ciocolată. Eu n-am primit așa ceva. Am o farfurie cu biscuiți sărați. Oh, dar sunt biscuiți sărați de calitate. Vreau să gust unul. Ce gust de unt are. Dacă spui tu, am nevoie de mai multe ingrediente. Alo, mă servește cineva? În sfârșit, mulțumesc. Ia să vedem ce am primit aici. Văd că sunt glazuri de mai multe culori. O să gust pe asta verde. Nu, nu-mi place. Poate asta galbenă? Asta e bună. Pe
Perfect! Mi-am pregătit poșul alimentar și le pot decora. Stai! Am o idee! O să rad deasupra și niște fragmente de diamant din inelul ăsta. O să folosesc răzătoare. Eu o să le apăs prima? Ba nu! Eu! Ți-am luat-o înainte! Wow! Ce frumos! Mă simt specială! Și atât de bogată! Of, dacă zici tu, ai avut noroc, asta-i tot! Uite, vezi? Și eu sunt înconjurată de sclipici! Acum o să strălucesc și eu! Poftim? Ce-i asta? De ce sunt îmbrăcată cu o cutie? Ești atât de săracă încât nici măcar haine n-ai! Oh, abia aștept să văd ce-am primit! E un burger! Dar e făcut din aur și pietre prețioase! Sigur e un burger pe care îl pot mânca doar bogații! Burgerul tău arată uimitor! Ce scump pare! Ca să-l mănânc, o să am nevoie de mânușile mele speciale! Vino încoace, frumusețe scumpă! Ia să vedem! Vai de mine! Mi-a montat pietrele prețioase pe dinți! Ce se mai ascunde în burgerul ăsta? Are bijuterii de aur înăuntru! Și un lingou adevărat! Dar eu nu voiam decât un burger delicios! Nu și mai mult aur! Sigur găsesc ceva comestibil aici! Serios? Doar o firmitură? Sunt atât de sărac și de înfometat! Wow! Un lanț de aur! E ziua mea norocoasă! Mi-e foame în continuare! Farfuria ta a fost... într-un fel! Oare ce-am primit eu? Ah, și eu am primit tot un burger, dar clar nu e unul scump. Dar dacă pun destul ketchup, se rezolvă. O să torn ca lumea! Asta o să-i dea aromă! Se pare că e timpul pentru un burger! Nu-i rău, am mâncat și burger cu gust mai rău! Vreau și eu puțin din burgerul tău! Ah, păi atunci... Uite, ia jumătate! Of, bine, dacă insiști! Oare se va ridica la înălțimea standardelor mele? Se pare că da! Wow! Mă așteptam să iei invitituri mai mici! Ți l-ai băgat pe tot în gură, hă? Ce bine! Am mai primit ceva! De data asta încep eu! Uite! Ursuleți gumați! Ce mult îmi plac ursuleții gumați! Sunt dulciurile mele preferate! Mai întâi o să-i apuc așa! Ce drăguți sunt! Cred că o să încep cu unul roșu! E delicios! Tu ce ai sub capac? Se pare că am primit un ursuleț de pluș. Nici măcar nu e așa impresionant. Ah, dar e așa drăguț! Are fundița surtată cu lăbuțele! Alo? Da, ursulețul ăsta nu e ce trebuie. Ne scuzați, domnișoară, poftim! Ai primit un urs și mai mare? Evident, doar îl merit! Oh, la fel cum merit și coroana asta! Mereu mi-am dorit să fiu o prințesă adevărată! Ce bine îți stă cu ea pe cap! Crezi că o pot proba și eu? Nu, evident că nu! Nu atinge! Nu trebuie să fie așa răutăcioasă! Știi ce? Mi-a venit o idee despre ursuleții mei gumați! Hei, ce faci acolo cu dulciurile alea? Și ultimul element! Gata! Mă încoronez regina ursuleților gumați! Wow! O coroană comestibilă! Chiar sunt geloasă! Hai să facem niște selfie-uri împreună! Ah, Tina, coroana ta are probleme! Ți se topește pe față! Dar pariez că încă are gust bun! Ah, ce grețos! Ăsta e momentul! Un atac fulger! Mi s-a rupt rochia! Serios? Ha! Ai meritat-o pentru atacul fulger de mai devreme! Ai meritat-o! Dacă zici tu... Oh, ce mult îmi plac banii! Sunt cel mai bun cadou! Hei, hei, ce bine arăți! N-ai cum să fii tristă că ai rochia ruptă dacă ai bani! Ce naiba! De parcă ai avea nevoie de și mai mulți bani! Hai să-mi repar problema vestimentară! Mulțumesc tuturor fanilor mei! Dragostea voastră e apreciată! Acum ai o rochie din bani! Eu sigur nu am primit ceva la fel de uimitor! Nu cred! Și eu am primit niște bani! Da! Sunt bogată! Sunt bogată! Sunt... Sunt bani falși! Nu sunt adevărați! De fapt, cred că sunt bani comestibili! Asta sunt! Au gust dulce!
Dacă nu sunt adevărați, măcar sunt comestibili. Știi ce? O să fie și mai bun cu niște Nutella. Ah, ce densă și cremoasă e! Așa arată un strat perfect de Nutella! Aș putea să fac un sandwich din astea! Oh, n-am mai mâncat niciodată un sandwich din bani! Stai! Ia tu banii mei și dă-mi pe ai tăi! Sigur, de ce nu? În sfârșit sunt bogată! Hai să ridicăm capacele amândouă odată! 1, 2, 3! Hai să le ridicăm! Nu cred! Un inel uriaș! Ce mult îmi place! Vai de mine! Un inel cu un diamant uriaș! Asta e cea mai bună rundă de până acum! Ce frumos ești, inelule! Ia treci pe deget! Și se potrivește atât de bine cu celelalte! Oh, inelul ăsta e absolut uimitor! N-am mai văzut niciodată ceva atât de frumos! Uite cât de tare strălucește! Wow! Bine să cred! Inelul ăsta e aproape prea frumos! Sara, ești bine? Hei, poate trebuie să iei o pauză de la a-l admira! Mă rog, bine că eu am inelul ăsta! Ce ciudat! Miroase bine! E dulce! Inelul meu conține o bomboană! Și are un gust atât de bun! Ce se aude? Hei, inelul tău conține o bomboană! Știu, îți vine să crezi ce noroc am? Wow, dar îl mestici bine, nu glumă? Ok, ultima rundă, să-i dăm drumul! Ce bine! O baghetă magică! E atât de drăguță și simpatică! Oare chiar funcționează? Hei, ia stai așa! Știam eu, e din ciocolată! Ce bună e steluța asta din ciocolată! Ah, super! Și eu am primit o baghetă magică! E perfectă! Ce mult îmi place! Ok, hai să încerc! Ce s-a întâmplat? De ce n-a funcționat? Ce enervant! O să mai încerc o dată! Ce naiba? De ce am primit o baghetă defectă? Tina! Toate produsele mele magice au apărut în farfuria ta! Nu cred! Uite ce de lucruri uimitoare! Telefoane și laptopuri nou-nouțe! Cred că am nevoie de o baghetă nouă! Oh, se întâmplă ceva! Abia aștept! Ce-i ăla? O jucărie cu un emoji rahat? Asta-i primit? Ce amuzant! Da, e foarte amuzant! Râzi cât poți! Serios? Cine gătește cea mai bună mâncare din lume? Eu! Ah, a fost splendid! Ce-i asta? Mâncare pentru săraci? Ce să zic? Ah, o clientă? Oh, trebuia să fi mâncat ceva la micul dejun! Ce mâncare găsesc pe aici? Am cele mai proaspete chifle din oraș! Nu, vino aici! Nu, nu te duce! N-aveți chifle! Așa deci, vrei să ne confruntăm? Ah, la atac atunci! Ha, ia de aici! Ah, pot să fac asta toată ziua! Ce naiba se întâmplă aici? Ah. Ce se întâmplă? Wow, ce loc interesant! Sper că aveți chef de gătit! Aha, niște spaghete! Pot să le gătesc și în somn! Stai! Eu primul! Deci, voilà! La ce sunt bune ăștia? Cine vrea să mănânce bani murdari? De fapt, cine vrea niște bani? Da? Bine, atunci du-te la magazin în locul meu, ok? Pa, pa! Ai cumpărat cele necesare? Ai luat tăieței, văd! Mă descurc și cu ăștia! Eu? Îmi pare rău, nu? Oh, doamne, nici măcar nu poate să-i lase bacșiș! Ce rușine! Nu, nu! Poți pleca! N-o să uiți ce ai făcut! Oh, ce m-am speriat! Să trecem la treabă! Super! Vezi tăieței ăștia? O să-i eliberez din ambalaj! Dar taie doar partea de sus a ambalajului, așa!
Să nu tai și conținutul, da? Deschide segmentul decupat, scoate condimentele și toarnă deasupra niște apă fierbinte. Ai grijă, frige, vezi? Și acum așteptăm să se gătească. Ah, miros extraordinar! Ce face acolo? Își face poze? Oprește-te! Gata! Te crezi șmecher, văd? Nu-i bai, acum e rândul meu! Wow! Ce-aș putea face cu așa ceva? Cred că am o idee! Dar trebuie să lămuresc ceva mai întâi. Sper să răspundă. M-a sunat cineva. Ce bine că am banana la îndemână. Alo? Am nevoie imediat de ajutorul tău. Ce s-ar face oamenii fără noi? Ia să vedem. Hei, ce rapid a ajuns! Ce-i ăla? Da, mersi mult! Acum sigur o să câștig runda asta. Vezi asta? E timpul să trecem la treabă. Și într-o manieră cât se poate de unică. Intră aici! O să fie epic! Am nevoie doar de puțină forță. Important e cum îți miști încheietura. Încep să văd spaghetele, prieteni. Nu-i așa că arată perfect? Sunt în adevărat master chef. Mai am puțin. Gata! Așa se face! Ești invidios? Ce părere are juriul? O să-mi las papilele gustative să decidă. Îi plac! Sunt flacat! Și astea? Astea nici măcar nu sunt comestibile, nu-i așa? Farfuria numărul 1 e câștigătoarea! Felicitări! Oh, fiți atenți la următoarea probă, băieți! V-ați prins ce zic? Clar o să fie o rundă interesantă! Și clar eu am primit farfuria mai bună, vezi? Câte culori a primit? Hei, eu de ce am una singură? Nu știu! Ah, ce păcat! Ești îngrozitor! Stai, știu! Știu și eu câteva trucuri! No! Au! Hei, ce se întâmplă? De fapt, perfect! Boom! Asta da culoare, frate! Galben! Wow! Are voie să fac asta? Da, nu-i bai! Trebuie să mai fac câteva culori. Roșu, de exemplu. Și maro, evident. Să nu-i de albastru. Sunteți gata pentru ceva magic? Wow! Incredibil! Am toate culorile. Să începem! Eu sunt gata de mult. Să câștige cea mai reușită clătită! Fiecare concurent folosește tehnici diferite. Și e greu de spus care va câștiga. Sper că eu... Încetişor, încetişor. Așa. Super! Conturul arată bine. Elegant. Până acum clătitele arată destul de asemănător. Dar acum se va vedea cine-i talentat cu adevărat. Nu trebuie să depășesc conturul. Da, îmi iese perfect. Uite ce linii curate am trasat. Crede că a făcut o clătită mai bună ca a mea? Lasă că vedem noi. Se pare că am terminat amândoi. Și acum momentul adevărului. O întoarcem! Arată glorios! Dar nu i-ar strica ceva în plus. Ceva sclipitor. Aurul e mereu răspunsul corect. Știi de ce? Pentru că strălucește intens. Wow! Ce clătită scumpă! Dar nu sunt îngrijorat. Uite, am terminat. Ne poți juriza. Wow! Asta pare delicioasă! E bună, nu-i așa? Eram sigur! Asta e extrem de frumoasă! Dar e îngrozitoare la gust! Nu e comestibilă! Ai câștigat! Eu? Serios? Runda asta o să fie super distractivă! Nimic nu se compară cu ciocolata! Stai! Vreau să fiu primul! Îmi place nuanța ei aurie. Știu. Scuză-mă. Da. Fă ce știi mai bine, te rog. Ok, domnule, astea vă plac? Un desert auriu. Îmi place. Cred că o să o aleg pe cea mare din mijloc. Arată super. Stai, stai.
Ce e? Crezi că îmi poți da și mie una? Să zicem. Oh, mulțumesc! Iau doar câteva. Așa, deci. Unde rămăsesem? O să trec la treabă. O să răzuiesc puțin și plouă cu aur. Cred că e suficientă. O să păstrez bucata asta. Uite ce superbitate! Oh, arată magnific! Ce mă fac? Sper că am primit ceva interesant. O folie cu bule? Serios? Care e faza? Folosește-ți creativitatea! Ah, să fiu creativ, zici? Stai! Evident, știu! Am nevoie de asta! Pune folia pe o masă și adaugă deasupra ei ciocolată topită. Începe dintr-un colț și continuă până jos, trasând linii paralele. După ce ai terminat, întinde-o cu o lingură. O să-ți lase garantat gura apă. Ce moale și catifelată e! Apoi o să o bag la congelator. Acum arată super interesant. Uite ce găurele are. Tare, nu-i așa? Acum îți poți decora farfuria cu ea. Arată elegant, nu-i așa? E o adevărată operă de artă. O capodoperă. Interesant pentru un amator. Dar e clar că eu o să câștig. Ce părere ai? A mea? Ok. E bună. Și asta? E delicioasă! Am câștigat? Nu e ca și cum sunt surprins. Oh, o să vă placă mult asta! O acadea? Bine că avem mult zahăr! Poate o să iau doar o guriță. Sau o gură. O să fie delicios! E crocant! Ce fraier! Eu sunt prea elegant pentru asta! O bezea moale, domnule? Poftim? Nu! Nu ai voie! Ce? Nu! Uite! Pa! Gata! Am înțeles! Bine! Mulțumesc! Vezi bețișorul ăsta? Înmoaie-l într-un bol cu apă. Apoi înmoaie-l în bolul cu zahăr. Acoperă-l bine de tot. Vezi cum s-a acoperit complet? Asta înseamnă că îl poți prinde cu un cârlig de rufe. Apoi înmoaie-l într-o sticlă de suc. Nu mai am răbdare! E gata? Pentru că pare gata, am creat zahăr candel! Poți crea diferite variante de culori! Wow! Impresionant! Bravo! M-am cam pierdut cu firea! Ce mă fac acum? Oh, corect! O să folosesc lingura asta! Și o flacără, evident! Cu grijă! Hei, zahărul începe să se transforme! Fierbe! Adică se va întări după ce adaug scobitoarea asta și am obținut o acadea! Handmade, evident! Arată delicios, nu-i așa? Măcar ai încercat! Dar juriul va decide! Ce mult îmi place slujba asta! Oh, e foarte dulce! Dar ăsta? Oh, wow! Astea câștigă clar! Eu? Bravo mie! Felicitări, doamnelor! Știm cu toții de petrecerile în care se dezvăluie sexul bebelușului, dar uite o altfel de dezvăluire! Ești gata? Felicitări, vei fi bogată! Sigur ești mândră de asta? Ia să vedem, tu ce ai primit? Păi, important e că ai participat! Ok, doamnelor, hai să începem provocarea alimentară a gravidelor! Bogată versus săracă! Wow, ce s-a întâmplat? Unde suntem? Wow, cât de tare! Oare în ce constă prima provocare? Putem afla într-un singur mod! Să începem! Caviar! Ce aperitiv delicios! În mod normal mă ajută un servitor. Ia să vedem. Bebelușul meu merită cei mai bun. Arată divin. Chiar că arată bine. Pâinea goală nu e deloc interesantă.
Poate îi pot adăuga ceva deasupra. Știu exact ce pot să fac. O să pun niște sos picant, mult de tot. O să punctulețe de sos, ca să arate luxos. Încetişor, gata, ce elegant arată! Hei, uite, am primit și eu caviar. Vrei să guști? E cumva caviar beluga? Sigur, de ce nu? Poftă bună! Ce picant e! Poate nu ai papile gustative suficient de sofisticate pentru așa ceva? De ce e așa cald aici? Poate n-a fost o idee foarte bună. Trebuie să o ajut cumva. Poftim, ia niște apă. Oh, mulțumesc! Ok, nu mai e atât de rău. Mersi, mami. Ce urât din partea ta. Nu știu la ce te referi. Cred că trebuie să uităm de provocarea anterioară. Le ridicăm? Nu arată prea bine. Pare uscat. Asta e, e tot mâncare. Parcă mănânc carton. Nu-mi place deloc. Stai, știu. O să pun burgerul într-un bol. Dor niște apă fierbinte. Și iată niște tăiței delicioși. Asta da masă. Ce banal. Bine că eu am burgerul ăsta plin de bani. Pare delicios și scump. Ah, dinții mei! Are prea multe pietre prețioase. Arată bine, dar nu e comestibil. Aș fi vrut și eu tăiței. Ce bine arată! Nu-i bai, prințesă! Mami o să găsească ceva de mâncare. Nu-i politicos să te holbezi. Vrei niște tăiței? Da, sigur! Ia și tu ăsta! M-am săturat de burgeri umpluți cu bani. N-am nevoie de chifla asta. Bingo! Perfect! Ăsta da schimb. E bun, puiule? Oh, serios? Poate face asta? Nu e corect! Ce-am primit de data asta? Ce foame mi-e! Oh, îmi pare rău, începe tu! Mersi! O cheie de aur? Ce interesant! Oare pentru ce e? Se întâmplă ceva! Unde sunt? Oh, wow! Vai de mine, ce tare! Nu-mi vine să cred! A dispărut? Serios? Ce ciudat! Sper că e bine! Se pare că am rămas singure! Hashtag selfie! Și eu ce fac? Ah, am primit un mesaj! Nu cred! A primit un castel făcut din dulciuri? Vreau și eu unul! Nu e rău, dar am o idee mai bună! Fix de asta am nevoie! Cred că sunt gata! O să scap garantat de stres! Mai am puțin! Mi-am făcut propriul castel! Sunt mulțumită de cum arată! Ce castel delicios! Aș putea trăi cu așa ceva! Unde e? Nu terminasem! Ah, te-ai întors! Super! Hei, mi-a fost dor de tine! Oh, arată adorabil! Vreau și eu! Ce bun e! Oh, voiai să-l mănânci tu? Eu? Eu? Era desertul meu! Îmi pare rău, credeam că ai terminat. Mă rog, mănânc cât pentru doi. Ia să vedem ce-am primit de data asta. Stai, încep eu. Dar nu e corect! Bebelușului meu e foame! Nu știu de ce plâng, e de la hormoni. Wow, o banană urită! Am mâncat așa ceva la Paris mai de mult. E ceva exclusivist. Sunt foarte rare de asta. Sunt o delicatesă. Sunt obișnuită cu lucrurile luxoase. Stai! Ce dezgustător! Vreau să vorbesc cu managerul! Ah, ce faci, scumpo? Scumpo, am ceva pentru tine. Serios? Mersi, nu știu ce să zic. Poate îmi dai mie banana ta negrită? Vrei așa ceva? Sigur, nicio problemă. Mersi. Ok, nu e aurită, dar e comestibilă. E mult mai bună decât o banană cu viermi. Știu cum aș putea o face și mai delicioasă. O să o tai în bucățele. O banană aurită. Wow.
Îmi plac mult de tot dulciurile. Abia aștept să gust. Pun puțin sos de caramel și câteva bombonele colorate. Am ajuns în rai. A ta cum e? Nu am nevoie de asta. E tot un fruct. Ce bună e! Vine să vomit! Ce grețos! Nu mai pot mânca asta! Mi-a ajuns! O mănânc eu! Începe tu! Insist! Nu, e în regulă! Începe tu! Dacă insisti... Oh, wow! Cum arată! Vată de zahăr! Ador vata de zahăr! Ești invidioasă? E delicioasă! Mai vreau! Ok, e rândul meu! De ce n-am nimic pe farfurie? Ce răutate! Uite ce lacomă e! Wow! Bani! Uimitor! Ce să cumpăr cu ei? Oh, hei, aici! Așa mai vii de acasă? Mulțumesc mult! O să încep cu niște frișcă. Am nevoie de o felie de pâine. Încă puțin. Așa, ăsta da sandwich. Ce bun e! Cum e posibil? Bine, măcar că am niște vată de zahăr. În sfârșit am ajuns. Deci așa arată viața la oraș? Unde sunt? O să verific pe hartă. Nu înțeleg nimic. Stai puțin, știu unde sunt. Cred, o să merg în direcția asta. Mă sună cineva. Alo? Bună, ce faci? Ce mare e orașul ăsta. Vai de mine, petrecerea a fost genială. Ce zi frumoasă. Nu, livrarea mea. Te sun eu imediat. Ok, cine a aruncat harta aia? Există o singură soluție. O provocare culinară. E vina voastră. Ok. Unde suntem? Orașul ăsta mă sperie. O să fie super distractiv. Sunteți gata pentru prima provocare? Ați primit niște tăiței delicioși. Hei, uite. Îmi plac foarte mult tăiței. Ce ar trebui să fac cu ei? Credeam că o să fie gata preparați. Ne poți ajuta puțin? Iar trebuie să fac eu tot? Bine. Wow, ai văzut? Cum ai făcut asta? E al meu, dă-i drumul. Nu vreau. Nu vine să cred că ai făcut asta. Hei, te-ai mișcat prea lent. Se pare că eu îmi pot găti tăiței. O să fac și cealaltă porție în ceainic. Acum o să-l pornesc. E o modalitate diferită de a-i găti, dar hei, funcționează. Deja îmi lasă gura apă. Uite ce bine arată. Sunt gata. Abia aștept să-i gust. Dar mai au nevoie de ceva. Ce crem burst fericit. Ai dreptate, dar nu te juca cu mâncarea. Serios? Uite cum arată. Aș mânca și eu așa ceva. Trebuie să găsesc o soluție. Nu e bine. De ce e așa greu? Tăiței cruzi nu sunt buni deloc. Nu știu ce să fac. Acum mă simt prost. Poate o pot ajuta. Hei, Dina! Ce mai vrei? Uite! Le poți folosi pentru tăiței. Serios? Ce muc moale! Ok, ia să vedem. O să pun niște salată deasupra. Ca și cum aș face un burger. Îl păstrez pentru mai târziu. Hei, va expira timpul. Am terminat la fix. Nu e genial, dar asta e tot ce am putut face. Ce ai făcut acolo? Arată îngrozitor. Nu primesc niciun punct pentru efortul depus? Nu, uite ce a făcut Ava. A fiert tăiței. Se pare că am câștigat runda asta. De data asta primiți afine. Delicioase, zemoase și sănătoase. Super! Wow, stai așa! Pentru ce e butonul ăsta? Habar n-am. David, ce e ăsta? De unde au apărut butoanele astea? Nici eu nu știu care-i faza cu ele. O să-l apăs. Ia să vedem. Un șarpe? E adorabil! Aveam și eu unul la fermă. Vino încoace, micuțule. O să te pun jos. Nu e mare lucru. Ok, e rândul meu. Hai să vedem.
Ia uite, e un sucitor! Oare ce aș putea găti cu el? Brioșe? Nu cred. Pot să-ți văd gândurile? Oare am super puteri? Șt, mă gândesc la ceva. O plăcintă cu afine! Ce idee bună! O să încep prin a întinde aluatul. Vreau să fie întins uniform. O să-i dau o formă de cerc. Apoi trebuie să fac partea împletită de deasupra. Dar am o metodă mai rapidă. O să tai niște pătrate din aluat cu ăsta. E mult mai ușor așa. Acum o pot adăuga peste plăcintă. Arată delicios. Abia aștept să gust o felie. Wow, m-a impresionat. Îți vine să crezi că am făcut asta? Mă faci să arăt prost. O să mai încerc o dată. Nu vreau tot un șarpe. E de rău? E o jucărie popit. Vezi? Eram sigură că o să fie bine. Dar ce pot face cu ea? Aș putea juca cu ea în timp ce mănânc afinele. Stai, am o idee. O să umplu jucăria popit cu afine. Apoi o să torn deasupra iaurtul ăsta de căpșuni, ca să fie acoperite de ceva cremos. O să acopăr afinele complet. E suficient. Apoi o să adaug bombonele colorate. Ce colorate sunt! Și delicioase! O să dau jucăria la congelator. Arată super! E ca o înghețată pe băți, dar fără băți. Bravo! Nu! Am rupt-o! Ups! Săraca Tina! Știu ce pot face! Oh, nu! Mi-am rupt plăcinta din greșeală! Nu sunt deloc atentă! Cum ai reușit? Se mai întâmplă! Asta e! Mersi, Ava! Ce se întâmplă? Scuze, am ațipit! Ce n-ai? Ce-a pățit plăcinta ta? Mamă, împiedicat! S-au întâmplat multe, cât timp ai dormit? Există o singură concluzie! Ați pierdut amândouă! Dacă spui tu, nu ne prea pasă! Vrei să guști? Oh, da, te rog! Și eu o să iau o felie de plăcintă! Oh, e bună! E greu să inventez o provocare nouă în fiecare rundă! Știu! Poftim! Mult mai bine! Următorul ingredient! Căpșuni! Le ridicăm în același timp? Da, hai! Wow, ce zemoase par! O să gust una! Sunt extraordinare! Sunt super proaspete! Hei! Oprește-te! Nu mă pot abține! Ai nevoie de niște cremă de ciocolată! O să le facă și mai bune! Ia afinele și bagă-le în borcan! Apoi ia o lingură! Ai încredere în mine! O să-ți placă garantat! Ar trebui să mă fac șef! Serios? Nu e corect! Te-l încoace! O să fac ceva folosind căpșuna asta. O să încep prin a tăia căpșuna în două. O să pun pe farfurie momentan. Am umplut o seringă cu cremă de ciocolată. O să adaug puțin în partea de sus a căpșunii. Apoi o să lipesc o afină de ea. Acum o să fac o linie din ciocolată și niște puncte. E ușor pentru că folosesc seringa. Parcă ar fi gărgărițe. Ce drăguțe sunt! Ar fi păcat să le mănânc. Ai fost foarte inventivă, Ava! Stai puțin! Trebuie să le fac o poză. Sunt o operă de artă. Wow, chiar că ai avut o idee genială? Vreau și eu una? Nu, sunt ale mele. Oh, Doamne, sunt extraordinare. Serios, îmi dai și mie una? Fă-ți și tu unele la fel. Ce rea ești. Ce pot face? Nu e ușor deloc. Stai puțin, am o idee. Am nevoie de o frigăruie de lemn. O să bag căpșuna în frigăruie. Apoi o să tai căpșuna. O să o tai doar până la jumătate. Pe urmă o să învârt și o să mai tai odată. Perfect! Acum am nevoie de frișca la tub. O să împing vârful tubului în căpșună și o să adaug frișca înăuntru. Și acum o să adaug bombonele colorate. O să le presar peste frișcă. Arată bine! Ce părere ai, David? Interesant, nu-i așa? Sunt mândră de ele! Wow! Îmi lasă gura apă! Arată super, Tina! Serios? Yuhu! Uite, Ava! Bravo, Tina! Sunt delicioase! Da? Și ale mele? Stai puțin! Le-am mâncat pe toate! Runda asta s-a terminat! Dar... Ava, Ava, Ava! Nu e deloc o decizie grea! Tina câștigă! Eram sigură! Sunt cea mai tare! Scuze, aștept ceva! În sfârșit! Asta e următoarea provocare! Va fi interesant! Hai să începem! Serios? Am primit un singur cartof? Cartof la pământ! Serios? Se pare că îi plac mult de tot cartofii.
L-am găsit, l-am găsit! Ai nebunit? Cartoful ăsta poate fi folosit. O să-l mănânc la cină. Clar ai o problemă. Oare ce-aș putea face cu ăsta? Știu, o să-l decojesc. Apoi o să-l bag într-o frigăruie. Apoi o să tai cartoful. O să-l învârt de jur împrejur pe măsură ce-l tai. Apoi o să-l desfac cu atenție. Am obținut un cartof spiralat. O să-l pun pe o farfurie cu ierburi aromatice. Și o să adaug niște ulei de măsline. Vreau să-l acopăr cu puțin ulei. Apoi o să-l gătesc. A devenit auriu și crocant. E ceva diferit. Recunoaște, mă invidiez. L-aș mânca imediat. Și eu? Bravo, Ava! Super! Câtă presiune! Trebuie să mă gândesc la ceva. Trebuie să pot folosi ceva. Nu, nu e ce trebuie. Ce faci acolo? Nu arunca aia! Chipsuri de cartofi? Stai! Le-aș putea folosi. Am nevoie doar de o garnitură. Asta e perfect! Wow, arată super! Serios? N-ai depus niciun efort. Nu-ți place? Atunci am nevoie de altă idee. Știu! Am nevoie de chipsuri și de o cratiță cu apă fierbinte. O să torn chipsurile în apă. Trebuie să le las la înmuiat. O să le amestec. Chipsurile se înmoaie și se transformă într-o pastă. Parcă ar fi piure de cartofi. Acum îl pot lua de pe foc. Așa mai bine acasă. Am pus condimente și acum o să-l decorez cu ierburi aromatice. Mult mai bine! Bravo, Tina! Serios? Cum ai făcut asta? Te pricep la gătit, nu glumă? Cam da! Oare cine o să câștige runda asta? Cred că eu! Ambele farfurii arată bine, deci e egalitate! Primiți amândouă câte un punct! Yahoo! Da, și apoi m-a lovit o hartă în față! Ups! Scuze, vorbeam cu mama! Ingredientele din următoarea rundă sunt ouăle! Super! Ce pot face cu asta? S-ar putea să fie o rundă grea! Ups! Nu-mi vine să cred că ai făcut asta! Prefate că n-ai văzut nimic! Sunt ouă! Sunt fragile! Cred că am o idee! Dar trebuie să-mi verific cartea de bucate! Poftim! Nu trișa! Hei! Cumpără-ți și tu una! Cumpără-ți și tu una! Poate n-am nevoie de așa ceva! O să-mi folosesc telefonul! Ia să vedem! Nu! Asta căutam! O să cumpăr asta! De ce ești atât de fericită? Ce repede a venit! Abia aștept! Uite! Ce dubios arată! Ava! Bau! Tina! De ce-i faci așa ceva? A fost amuzant! Trebuie să mă apuc de gătit! O să pun forma tigaie! Am separat ouăle! O să torn albușurile în formă! Și o să las ochii goi! Pentru că o să-i umplu cu gălbenușurile! Nu vreau să-l vărs! Acum al doilea gălbenuș! Acum trebuie să aștept să se prăjească! Cred că e suficient! Am terminat! Wow, arată super! Ava, ai văzut? Extraordinar! Noi bai, sigur pot face ceva mai interesant! În primul rând am nevoie de un blender! Stai, ce faci acolo? O să sparg ouăle în blender! Wow, ce ușor pare! Mai am nevoie de câteva ingrediente! Am ceapă, roșii și mărar! Stai cu ochii pe mine! Nu sunt îngrijorată deloc! O să bag astea în blender! Te gâdil? Lasă-mă în pace! Relaxează-te! Adaug și mărarul! Ce bine miroase! Miroase ceapă! Super! Acum plâng! Am și sos super picant! Nu, mersi! O să fie intens! Vai de mine! Ai pus exagerat de mult! Nu-i adevărat! Hai să amestecăm totul! Vreau să-l omogenizez bine! Arată bine! Acum trebuie să mă apuc de gătit! Am nevoie de o tigaie! Nu știu ce să zic, Ava! Relaxează-te! O să iasă ceva bun! Nu știu ce să zic! Mă întorc imediat! Unde pleci? Ce facem mai exact? Situația e sub control! Iese fum! Ava, ești bine? Sigur că da! Uite! Miroase divin! Serios? Arată extraordinar!
declară-mă câștigătoare! Nu știu ce să zic, Ava, ambele arată bine! M-am hotărât, e egalitate! Super, am câștigat! Adică am câștigat amândouă! Hai, noroc! Mor de foame! Ah, știu! Următoarea provocare implică un burger! Mâncarea mea preferată! Hai să trecem la treabă! De ce n-am primit ingrediente pentru umplutură? E doar o chiflă! Wow, asta da provocare! Trebuie să dau un telefon! Alo? Pe cine sună? Cât mai repede, mersi! Pot să fac și eu asta! Telefonul meu! Nu plec niciodată de acasă fără el! What? Alo? Ah, stai puțin! Alo? Ce tragic! Unde o fi comanda? Ah, în sfârșit! Ahem. Ah, corect! Poftim! Oh, ce bine arată! Serios? Ia-i pe toți! Nu-mi termin niciodată treaba! Ah, da, provocarea! Ia să vedem ce-am primit! Miroase bine! Ia uite, un burger perfect! Și livrat la timp! E mult mai rapid așa decât să-l fac singură! O să fie greu să fac ceva mai interesant! Ce pot face? Au ajuns în teribile! Stai, ce salea? Asta e pentru tine! L-ai plătit cu o sticlă de lapte? Poți face asta? Ce de bunătăți! N-am nevoie de asta și nici de asta! Hei, ai grijă! Oprește-te! Ah, perfect! O să pun o frunză de salată peste chiflă! O să fac mai multe straturi de ingrediente! Lipsește carnea, dar arată bine! Wow, arată delicios! Arată bine, nu-i așa? Da, dar eu am un burger adevărat! Mingea e în terenul tău, David! Trebuie să aleg? I-aș mânca pe amândoi! Ce greu e! Nu știu ce să zic! Scuze, Dina, cred că Ava câștigă runda asta! Serios? Wow, mersi! Felicitări! Nu-mi vine să cred! Dă-mi un H! Dă-mi un E și un I! Ce iese? Hei, ai grijă cu pompoanele alea! Care-i problema ei? Se crede așa de șmecheră, ha? Arată-mi ce poți! Oh, pa! Fetelor, cred că aveți nevoie de o pauză! Și norocul vostru e că a venit prințul! Dar nu înainte de o mică provocare! Poftim? Da, acum stați în formație! Wow! Cum te-am ajuns aici? Wow! Stai! Lasă-mă pe mine prima, te rog! Bine, fă ce vrei! Super! Ta-da! Wow! Astea sunt fursecuri? Dar parcă am simple! Hei, oare aș putea folosi zahărul ăla pudră? El mereu îndulcește lucrurile! Am nevoie de un pic de ajutor aici! Dormi în continuare, bunico! O să împrumut chestia asta, nițel! Am fost și reată! Ar trebui să meargă de minune! Nu pot să presar zahăr la nimereală! Trucul ăsta merge mereu! Vrei să vezi? Nu-i așa că sunt frumoase? Super! Și ce dacă? Pot să fac și eu asta, să știi? Nu sunt fursecuri? Of, un pic de ajutor, te rog! Oh, ia uite ce de popituri! Nu ăla! Pe care să-l aleg? Aha! Dar tot mai am nevoie de un pic de ajutor! Acum se petrece magia! Și avem bombonele, oameni buni! Uitați ce de culori! Sunt efectiv uimitoare! Wow! Bravo, Lexi! Da! Nu subestima niciodată niște bombonele! Hai să ridicăm chestiile astea! Wow! De obicei cineva taie chestiile astea pentru mine! Normal! Dar asta nu e prima mea încercare! Unde-i zona aia dulce? Bingo! Hai să-l ceapărțim! Hei! Nu te supăra! Sunt lipicioasă tot acum! Mă interesează alte chestii! Cum ar fi să-l mănânc pe suculentul ăsta? E extrem de copt! Of! Mă rog! Hai să vedem! Ha! Doamne! Scuze!
Ce să fac cu bucata asta uriașă? Nu pot să o mănânc goală! Dar stai! Mama mi-a pregătit prânzul azi! Pot să folosesc chestiile astea pe post de ingrediente! Uneori trebuie să fii creativ! Pui niște iaurt deasupra! Cât de mult vrei! Apoi îl întinzi bine! Apoi îți folosești fructele ca să urnezi totul frumos! Poți să faci ce design vrei! Feliile o să fie mai ușor de mâncat! Cum te te-ai gândit la chestia asta? Ciocan! Și eu pot să intru în jocul ăsta? Hai să zdrobim pe penele ăsta! Ha! Lexi, nu! Ce-a fost în mintea ta? A mers! Scuze, ai fost fix în zona în care am proșcat pepenele! Îmi accept scuzele? Să zicem că un mic fruct e inofensiv! Tu ești câștigătoarea, Lizzie? Nu poți să-ți plătești succesul acum! Alo? O facem? Tadam! Ăștia sunt bani și auriul e culoarea mea preferată! Gata! Mai vreau unul și încă unul! Wow! Eu în ce pot transforma oul? O să-l folosesc prin metoda clasică! Deocamdată folosim albușul! Am nevoie doar de un strop! Perfect! Acum facem asta încă de câteva ori! Aproape am terminat! Apoi punem gălbenușul în mijloc! Crede-mă, o să iasă grozav! Gata! Ia uite ce de ouă am, Lexi! Nu-i așa că sunt simpatice? Poftim! Mi-am înmulțit și eu ouăle, vezi? Hei, cred că am un bănuț pe undeva! Ești gata? Hai să facem ceva din chestia asta! Abracadabra! Bum, bum! Poftim! Un bănuț? Mersi! Să vedem! Ce? Unde mi-au dispărut toate ouăle de aur? Nu se poate! Ah, ce păcat! Din moment ce nu o să-l folosești... Poftim, ia câte vrei! Oh, ați câștigat amândouă runda asta, ok? E frumos să împarți cu ceilalți! Vrei să le ridicăm împreună? Oh, nu e nimic pe farfuria mea! Nu pare ok! Nu e dedesubt? Gustarea mea trebuie să fie pe undeva! Of! Poftim? Nu știu ce să-ți spun! Pot să fac două de astea? Gândește! Haide! Ajunge! Știu! Mai întâi scoate tot iaurtul! Poți să folosești un mic bol pentru asta? Apoi toarnă sucul tău preferat! Cu cât mai fructat, cu atât mai bine! Amestecă-l ca să arate așa! Acum ai mai multe culori! Pune-le în straturi înapoi în borcanelul de iaurt! Perfect! Până sus! Apoi congelează-l cu un bețișor de înghețată! Acum ai obținut o gustare congelată! Isteață treabă, nu-i așa? Cred că da, dar pot să fac și eu o gustare! Ar trebui să ajungă, nu-i așa? Ce e? E un cornet, vezi? E un pic mai scump decât înghețata ta! Știu ce pot să pun în el! Cine nu adoră o gustare înghețată? Știi la ce fel de gheață mă refer? Simt că nu arată delicios! O să o aleg pe Lizzie! Ia să vedem cu ce avem de face! Acadele! Chestia asta e pricăjită! Ești atât de mofturoasă! Cerșetorii nu pot să aibă pretenții, dar pot să fie creativi! Cred că pot să folosesc ceva de aici! Da, exact ce căutam! Și-a mai rămas fix una! Folosește foarfeca pentru a tăia bezeaua în bucățele! Ai grijă la degete, foarfeca aia e super ascuțită! Vezi bucățica asta? Caramelizează-i marginea ușurel cu un arzător!
Înainte să se întărească, lipește-o pe acadea așa și continuă la fel. Ce drăguță e! O ador! Ia uite! Foarte frumoasă! O floare? Eu ce pot să fac cu asta? Ah, am înțeles! Un pic de ajutor, te rog! Oh, e mai bine? Eww! Poate dacă nu mă uit fix la ea? Bleah! Ce pot să faci cu toți ăștia? Așa mai merge! Asta e cea mai mare acadea pe care am văzut-o vreodată! O să câștig runda asta! Wow, ce e mai bun decât o acadea? 10 acadele, evident! Super! Aici e clară treaba! Lexi a câștigat? Mă rog! E așa de foame! O să chem bucătărea sa! Au, mă dor urechile! Poftă bună, prințesă! Ia să vedem! O să fie delicios! Wow! Unde sunt? Bun, bun, bun! Ce o să mănânc acum? Ce nervant! Poftim! Pare că ai nevoie de ei! Bani! Da, nu-i pot refuza! Dacă spui tu, eu ce mâncare de lux am primit la prânz? Un burger aurit și cartofi prăjiți crocanți! Merge! Îi lipsește ceva! Evident, era să uit! Selfie! Hashtag burger aurit de lux! Mie mi-e mult prea foame ca să mai fac și selfie-uri! Eu ce-am primit de mâncare? Iar? Un burger din hârtie! Și o baghetă magică? Abracadabra! Oh! Unde a dispărut? Ce s-a întâmplat? Oh, ce baghetă idiotă! Poftim, ia de aici! Ups, unde a dispărut? Da! O să iau eu ăsta! Ce bună să fie! În burtă cu tine! Wow, e mult mai bun la gust decât hârtia! Sunt plină de gunoi! Ce grețos! Te-ai întors? Îmi place noua ta ținută! La ce te referi? Stai, am o coajă de banană pe cap! Ce dezgustător! Ce grețos! Încep eu! Ok, sigur! Oh, abia aștept! Oh, preferatul meu, un pește strălucitor! Wow! Hop, hop! Se joacă cu mâncarea! Hop, hop! Miroase atât de delicios! E la fel de bun cum îmi imaginam că o să fie! Mor de foame! Sigur am primit și eu ceva bun! Ia să vedem! Nu pot mânca asta! E o untiță! Nu se poate! Poftă bună! Ia să mă vezi! O să prind ceva apetisant foc! Ce? Ce m-a agățat? Ceva de îmbrăcat? Nu pot mânca așa ceva! O să o arunc mai departe! Hai! Odată! Ce greu e! Ce faci acolo mai exact? Ajutor! Ajutor! Mă trage! Stai așa, să te ajut! Fiu, e mai ușor acum! Trage! 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 Ce greu a fost! Wow! Hei, peștișorule! Da, cu ce te pot ajuta? Hei, uite un peștișor vorbitor! Aș vrea niște sushi! Mulțumesc foarte mult! Pa! Te rog să nu mă mai pescuiești și altă dată! Wow! Ce bun o să fie! Clic, clic! E foame în continuare! Îmi dai și mie puțin, te rog! Sigur, de ce nu? Mulțumesc! Ce bun e! Abia aștept să-l mănânc!
Nu mă vede nimeni. Psst, uite-te aici. Ce vrei? Uite ce am eu. Ți se face foarte somn. Ha, nu funcționează la foarte somn. A funcționat. Acum ia să văd ce am primit. O inimă aurită. Wow! Oh, ce moale e! Pac, pac, pac! O să o aling rapid. Wow! E așa bună! Mi se întâmplă ceva. Oh, un inel de aur. Oh, wow! Oare ce altceva o să primesc? Funcționează! Am primit și un colier aurit. Stai, lasă-mă să... L-am dat jos. Oare e comestibil și ăsta? E delicios! Asta înseamnă că pot să mănânc și inelul. Ăsta e și mai bun la gust. Tic, tic. Poftim, ce? Of, m-ai păcălit. Bine, măcar că am farfuria intactă. Ce-i asta? Clar nu e pentru mine. Ce idioțenie! Ce? Ce se întâmplă? Wow, arăt uimitor! O invitație pentru dumneavoastră, domnișoară. Parada modei? Oh, știam eu că arăt superb. Pa, pa! Hei, unde pleci? Salut! Vă iubesc pe toți! Atenție! Ce vrei? Uite ce am eu! O sticlă de suc! Fii atentă! Poftim! Încearcă și tu! Mersi! Cred! Ai reușit! Cum? Ce contează? Mai important e ce se ascunde sub capac! Poftim? Nimic! Nu se poate! Eu sigur am primit ceva uimitor! Super! Ciocolată! Așa, cu ce să o mănânc? Un polonic? O spatulă? O lingură? Sau o sită? Nu, o să-mi folosesc degetele! Ia să vedem! Mai vreau! Cred că atât îmi ajunge! Poate încă puțin! Ce dezgustător! Ce-i cu farfuria mea? Ups! Oare să ridic capacul? Nu, nu poți deschide! Trebuie neapărat să văd ce conține! Ce s-a auzit? Ciocolată aurită! Wow! Dacă dau ambalajul la o parte, e aurită și ciocolata dinăuntru! Simt cum îmi strălucește gura! Cred că trebuie să te uiți rapid în oglindă! Poftim? De ce să fac asta? Nu, 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 nu! Am dinți de aur! Nu! Nu cred! Ciocolata mea! Ce se întâmplă? Wow! Ce bine arată! Ce strălucitoare sunt! Sper că au ciocolată înăuntru! Da! Acum ia să văd ce gustau! Monede de aur din ciocolată! Oh, vreau și eu una! Cred că o vreau pe asta! Abia aștept! O desfac aici și aici și... Genial! Ce bună e la gust! Atât de bună! Fetele astea mă admiră cum fac sport! Wow, ce bine arată! Ar fi extraordinar să ne căsătorim! Am fi atât de fericiți împreună! Dacă s-ar căsători cu mine, mi-ar îndeplini toate visurile! Vai de mine, ce se aude? Mor de foame! Dă-te la o parte, o să-i dau ceva de mâncare! Poftim, ia ceva de mâncare, Jake! Calmați-vă, domnișoarelor, gata! Există o singură modalitate de a rezolva problema asta! Wow, urmează o provocare! Bun, ia să vedem ce am primit! Oh, un macaron aurit care arată perfect! Un biscuit auriu! Cred că aș putea să-l îmbunătățesc! Bună! Da, am nevoie de puțin ajutor!
Bună! Da, fă ceva extra cu farfuria asta. Mersi! Am înțeles. O să repar imediat. Gata! Acum e sigur ce trebuie. Excelent! Da, acum e mult mai bine. Poftim! Mulțumesc! Ce naiba? Cum și-am frumusețat farfuria? Trebuie să fac și eu același lucru. O să sun și eu pe cineva care să mă ajute. Hei, ce faci? Un dolar? Nu cred! Poftim, distracție plăcută! Ce aș putea face cu frișca asta la spray? Stai, am o idee genială! Așa, o să o împing printr-o gaură din biscuit. Acum arată ca un munte miniatural de frișcă. Wow! Nu-i rău, cred! Bun, ia să vedem care dintre deserturi e mai bun. O să încep cu ăsta. Arată interesant. E delicios! Acum o să-l gust pe ăsta. Wow, amândouă au fost bune. Felicitări amândurora. I-au plăcut deserturile noastre. Lasă-mă să încep eu. Te rog, te rog, te rog. Da, ia să vedem. O banană și un băț de înghețată. Ce trebuie să fac cu astea? Te mai bucur că ai fost prima? Stai puțin. Știu ce pot face. Așa, am pus banana pe băț. Oh, chiar mi s-a făcut foame. Ia să văd eu ce-am primit. Sos caramel și bomboane colorate. Nu, nu vreau să folosesc ingredientele astea. O să-mi rezolv problema cu un pix și o foaie. Ce faci acolo? Scrii cumva o scrisoare? Drum bun, avionașule! Așteaptă puțin! Uf, ce frig e aici! A, ce-i ăsta? Bun, am înțeles! Să trecem la treabă! Așa, am obținut un diamant de gheață perfect. Și o să-l pun peste cornetul ăsta de înghețată. Ce bine arată! Trebuie să-l duc la destinație. Wow, ce drum lung! Hei, hei! Poți să-ți folosesc caramelul cât timp așteptăm? Poftim? Mizeria aia? Nu-mi pasă, ia-l dacă vrei. Super! Ok, și acum? Stai, știu! O să torn sosul caramel într-un pahar. Și acum o să înmoi banana în caramel. Oh, arată extraordinar! Banana asta deja e super! Și acum o să înmoi în paharul cu bomboane colorate. Oh, ce s-au lipit bomboanelele colorate de caramel! Nu vine să cred ce bine arată! E doar o banană! În sfârșit, mi-a ajuns comanda! Ce crețos! De ce așa înmuiat cornetul ăsta? Nu voiam așa ceva! Banana mea o să câștige sigur runda asta! Păi, mă bucur că am măcar o opțiune bună! Ia să gust! E delicioasă! Da! I-a plăcut banana mea! Bun, e rândul meu să încep! Wow! Ce gogoașă uriașă! Ok, o să am nevoie de inelele astea pentru a o decora. O să-l pun pe ăsta mic aici și pe ăsta mare dincoace. Și acum o să folosesc glazurile astea colorate. Hei, ajută-mă cu glazura roșie! Și hai să le turnăm pe toate odată! Perfect! E fix ce trebuie! Acum niște bomboane colorate! Ce drăguțe sunt! Îmi place forma lor! Ok, ești gata să vezi ce urmează? Ia să vedem! O să ridic și inelul central! Wow! Uite-o cum curge peste tot! Tu ce ai primit? Hei, și eu am primit o gogoașă! Stai, asta-i tot? O gogoașă așa mică? Nu-i corect! Ok, cred că am o soluție! Am găsit niște mărgele în buzunar și o bucată de ciocolată parțial mâncată. Poate pot face ceva cu asta? O să o storc și o să o transform în ciocolată topită. Și acum o să adaug mărgelele. Bine măcar că ciocolata asta e bună. Dar tot nu e impresionantă. Vreau o gogoașă de nota 10. Un artificiu de mână. Hei, am un artificiu de mână pentru tine. Wow, o să fie genial. O să-l aprind chiar acum. Mersi, acum arată super, nu-i așa? Cu mare plăcere. Bun, ia să sting asta. Stai, nu se stinge.
Oh, nu, oh, nu! Are nevoie de ajutor! Te salvez eu, Jake! Wow! Aproape m-ai nimerit! Și din cauza asta, ea câștigă runda asta! Pentru ce crezi că sunt astea? Sunt pentru clătite! O să încep să desenez niște forme! Ah, pot să desenez diverse lucruri cu ele? Atunci o să mă apuc și eu de treabă! O să încep cu o inimioară! Ce drăguț arată! Ai văzut, Jake? E pentru tine! Da, am văzut! Arată bine! Acum trebuie să-mi umplu inimioara! E chiar distractiv! Ce desenează acolo? Un răhățel? Ce grețos! E simpatic și amuzant! Ca un emoji! După ce se coace, sigur o să arate genial! Trebuie să umplu toate spațiile goale! Ok, am folosit destul maro! Acum am nevoie de aluat alb! Acum o să-i umplu ochii și apoi gura! Începe să arate bine! Sunt extrem de mulțumită de cum arată! Ah, oh, ia și clătita ei în formă de răhățel! Păi, mie-mi place! E amuzantă! Bun, e timpul să o întorc pe partea cealaltă! Trebuie să se coacă pe ambele părți! O să am grijă și o să folosesc o spatulă! Am reușit! Ce bine arată! Ok, poftim! Mersi! Bun, e timpul să te întoarcem pe cealaltă parte! Pe locuri, fiți gata? Start! Da, a mers! Da, ce bine arată! Ce frumoasă inimioara asta! Ha, răhățelul ăsta e amuzant! Ce tare e! Ia să le gust! Mmm, ce bune sunt! Sărutări bucătăreselor! Ce bine! I-au plăcut! Batem palma! Bine! Oh, wow! Ce bine miroase farfuria mea! Am primit niște fructe proaspete! O să tai câteva fructe! Stai! Nu vreau să fac asta! Poftim, domnișoară! Excelent! Ok, ia să vedem! Fac forme din fructe! Steluțe și inimioare! Ce drăguțe sunt! Acum o să le pun pe scăpitoare! Wow! Îmi place mult cum au ieșit! O să-ți fie greu să gătești ceva mai interesant! Păi, hai să vedem eu ce-am primit! Poftim? Doar un măr verde? Nu e corect! Da, nasol moment! Hm? Ce se aude? Hei! Psst! Aici! Aici sunt! Am o idee! Am înțeles! Bun, o să încep să feliez mărul ăsta! Am o felie potrivită! O să o mai tai odată! O să scot mijlocul și o să lipesc marginile! Și apoi o să mai tai odată în jumătate! Așa! O să așez mărul peste feliuțele astea! Acum am nevoie de o scopitoare! Ce față simpatică! Ce drăguță e! O să-mi fig în scăpitoare! Vai de mine! Am făcut o broscuță testoasă! Ce mult îmi place! Are și carapace! Asta vrei să-i dai să mănânce? Hai să vedem ce părere are! Ambele farfurii arată interesant! O să încep cu una dintre frigăruile astea! Wow! Ce mult îmi plac fructele proaspete! Ce bune sunt! Cum arată farfuria asta? Ce faci, broscuță? Felicitări amândurora! Da! Am reușit! Trebuie să pun asta la locul ei cu atenție. Așa, perfect! Poftim? Să fie mai ieftină? Ok, dă-te la o parte și lasă-mă pe mine să mă ocup. Încep cu lapte și făină. Apoi sparg două ouă. La final adaug bezelele moi și bomboane colorate. Gata, a vrut ceva mai ieftin, deci o să primească fix asta. Ok, lasă-mă pe mine să încep. Hei, nu am nimic pe farfurie. Ce provocare e asta? O să chem pe cineva să-mi aducă ceva atunci. Ia să vedem ce gust are. Of, nu, ia-l de aici. Nu pot mânca așa ceva. Am nevoie alimentare speciale. Wow, ce listă lungă. Hai, ridică și tu capacul. Ce-s astea? Ingrediente pentru ceva? Măcar am primit un ou! Și niște făină și niște zahăr! Ah, ce e cu sulul ăsta de hârtie? O să-l desfac ca să-l citesc! Uite, are o poză cu o felie de tort! Oh, wow! E Dita mai rețeta! Ah, sunt ingrediente pentru un tort! Wow, ce de pași! E Dita mai rețeta! Nu se mai termină! Unde e finalul? Se pare că trebuie să mă apuc de gătit. O să încep prin a amesteca toate aceste ingrediente într-un bol. Of, ce de praf! Mă mănâncă nasul! Apoi se pare că trebuie să sparg oul. Așa,
fix în bol. Apoi pun și laptele și pudra de cacao. Miroase a ciocolată! Apropo, o să pun și bucățile astea de ciocolată. Și acum trebuie să amestec totul. O să omogenizez totul până când obțin un amestec uniform. Bravo! Amestecă în continuare! Uite ce bine a ieșit! Bun, acum e timpul să-l gust. O să încep cu o felie mică. O să tai puțin de aici. Bun! Și acum o să gust doar primul strat de sus. Ce bun e! Hei, am o idee! Ce zici dacă te plătesc ca să-mi dai și mie o bucățică? Da, sigur, sună perfect! Hai să-ți tai o bucățică de aici. Poftim, o bucățică de tort special pentru tine. Stai, ce-i asta? Asta n-ajunge nici pe o măsea. Stai! Oh, nu! Restricțiile mele alimentare! Repede! Am nevoie de niște hârtie igienică! Nu ajunge! Mai vreau! Când trebuie să mergi la baie, n-ai încotro, te duci! Hai să le ridicăm în același timp, ok? Oh, burgeri! Și ce bine arată! Stai! De ce sunt identici? Arată la fel! Nu trebuia ca unul să fie mai scump ca celălalt? Asta e! Se pare că am avut noroc de data asta! Ia să-l gust! Ce mult îmi plac burgerii! Wow! Ce bine arată! Aș putea să-l mănânc și eu pe al meu! Stai să mă uit mai bine la burgerul meu! Hei! Sub chifla are diamante și alte pietre prețioase! Oh, ce mult îmi place mâncarea scumpă! Mai ales când are pietre prețioase în ea! Stai! Nu-l mânca! O să-ți distrugă dinții! Te stresezi prea mult! N-o să pățesc nimic! Ia să vedem! E ora prânzului! Am avut dreptate! Ce bun e! Au! Dinții mei! Mă dor! Stai așa! Te ajut eu! Întinde-te aici! O să-ți salvez dinții! Bun! Stai liniștită! Știu ce fac! Oarecum! Nu știu ce să zic! Ești sigură? Nu-i bai! Stai liniștită! Am descoperit problema! Nu trebuie să te miști deloc! Wow! Uite! Aveai un diamant uriaș între dinți! Ce bine că ți l-am scos, nu-i așa? Am găsit și o cheie de la un Mercedes! Nu cred! Aveai și un trofeu în gură? Nu înțeleg! Tu nu te speli pe dinți niciodată? Vai de mine! Ia uite! Un inel cu un diamant uriaș! Are o groază de carate! Ce frumos e! Da! Mă căsătoresc cu tine! Nu te-am cerut de soție? Vai! Nu-mi vine să cred! Aveai și un om întreg între dinți? Oh, și e simpatic foc! Bună! Salut! Îmi pare bine de cunoștință! O să mai desfac un nasture! Am uitat complet de el! De data asta pot să încep eu? Oh, ce frumos! O înghețată! Wow! Îmi plac mult portocalele! E una dintre aromele mele preferate! Sunt sigură că o să fie bună la gust și răcoritoare! E delicioasă! Tu ce ai primit? Wow! O tonă de înghețată albastră! Arată extraordinar! Chiar că sunt geloasă! Stai puțin! Trebuie să-mi aranjez machiajul! N-o să ți se topească înghețata cât faci asta? Nu cred! Trebuie să-mi rujez și buzele! Îmi place mult culoarea asta! Ok, acum am nevoie de niște lumini potrivite! Și de un fundal potrivit, evident! Trebuie să-mi pun telefonul în locul potrivit! Da, arată bine! Acum sunt gata să filmez! Wow, bombonele colorate! O să pun și mai multe! Ce ziceți de ceva și mai distractiv? Perfect! E timpul pentru înghețată! Wow, ce tare ți-a ieșit clipul! Vreau și eu să filmez un clip pentru TikTok! Ok, mi-am pregătit lumina, cred! Ia, țin-o puțin! Și apoi o să-mi pun telefonul aici! Oh, e cam trist și cam patetic! Ia să vedem! Hei, nu funcționează! Nu s-a întâmplat nimic! Ok, o să mai încerc o dată! Tot nimic? Ia naiba! Ce elegant arată înghețata aia! Oh, nu! Mi s-a topit complet înghețata pe băț! Of! Păi, ce zici dacă facem schimb?
Vai, da, vreau! Mulțumesc foarte mult! Îmi place foarte mult înghețata topită! Se pare că e timpul pentru următoarea provocare. Oh, wow! Aripioare și copănele de pui! Sunt prăjite și crocante! Arată super! Sper că am primit și eu tot carne de pui prăjită! Abia aștept! O să iau o gură! Mmm, ce crustă bună are! Dar am nevoie de un șervețel! Așa, acum sunt curată! Hei, tu de ce nu-ți ridici capacul? Am emoții, dar ok, ia să vedem! Ce naiba e asta? Nu înțeleg! Ce ar trebui să fac cu arcul și cu săgețile astea? Oh, stai așa! Cred că m-am prins! În regulă, am ajuns în pădure! Ah, uite o pasăre! Ia să o imit pe Katniss Everdeen! Ah, sau nu? He, ce patetic! Stai, unde a dispărut pasărea aia? Ah, uite-o! Ok, de data asta o să o nimeresc! Acum o să țintesc mai bine! Serios? Am lovit un copac? În regulă, o să mai încerc o dată! Uite-o cum zboară! Hai că pot, săgeată! Ce naiba? O săgeată? Am reușit totuși să nimeresc ceva! Da, am prins ceva ce pot să mănânc! Cine a făcut cele mai bune preparate? Jasmine sau Wendy? Răspunde-ne în comentariile de mai jos! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri distractive!